Pentru Alibeg, sprintul din Bosnia a fost și ultimul din această lună la națională. El s-a rupt și ratează Finlanda sâmbătă de la ora 21:45 la Antena 1. Ruptură musculară a fost verdictul pentru Alibeg. Atacantul național a pățit-o în ultimele minute din Bosnia. Alibeg a tras de el să rămână pe teren până la final. Am forțat și din nou ghinion, am jucat în 10 oameni în finalul de joc. Alibeg se întoarce la Kayseri, dar turcii nu vor să-l păstreze, așa că e obligat să își caute iar echipă. Colegul din națională rus și-a găsit. Locotenentul lui Kirikeș din apărarea României, dorit de campioana Elveției, Zurich. Rus a fost titular cu Muntenegru și Bosnia națională a lui Iordănescu. Cât timp sunt aici, o să dau tot ce pot, o să cred în ei necondiționat.